Și mai departe ai jucat în bacalaureat și ai fost chiar pe trepte la Cannes. Da, cu Cristian, da, mi-au plăcut lucrurile pe care le-am făcut și nu numai cu el, și cu Tică Popescu am lucrat tot așa de mai multe ori, recidivăm. Și cu Sitaru am lucrat, și cu Dan am lucrat de mai multe ori. Și după care Mungiu a devenit și producător. Da, el acum lucrez cu el ca producător la un serial de la HBO, tot pe care exact, îl produce el. Și pe care îl regizează Igor Kobilansky. Și Miruna Lăzărescu, da. Pe mine Cristian m-a ajutat foarte mult când am trecut de partea asta, de partea regiei la lungmetraj. Tipul lui de analiză și tipul lui de meticulozitate, tipul lui de perfecționist. El gândește, am învățat să gândesc, să încerc să gândesc cum, de ce gândești așa și cum gândești așa, pentru că a venit la montaj la odată și m-a început să-mi deseneze o schemă despre filmul meu în care mi-a demonstrat foarte simplu de ce simplu acum mi se pare atunci din desene, de ce o secvență pe care eu o pusesem la minutul 40 n-are ce să caute acolo. În MEDA sau partea nu prea fericită a lucrurilor, da, mi-a făcut niște scheme în care mi-a demonstrat de ce nu poate sta secvența aia pe care eu o pusesem acolo, de ce n-are ce căuta acolo. Și după ce mi-a refăcut schemele și mi le-a arătat, am ajuns la noua variantă de montaj sau așa, iar filmul arată așa și datorită lui. Mm-hmm. Adică tipul de înlănțuire și tipul de povești arată așa și mulțumită lui. Cu filmul ai luat un premiu important? Cu filmul am luat două premii, am luat filmul, exact. eu am luat unul și pe urmă ne-am plimbat în toată lumea mulțumită Medei, am fost și peste ocean și prin Germania și prin Elveția și prin foarte multe țări. Și tocmai te-ai întors în Bulgaria unde ai avut o întâlnire specială despre care ai da, am fost așa. La festivalul, am fost în competiția balcanică alături de niște nume foarte puternice din cinematografia de aici. Inclusiv cu Adina Pintilie. Inclusiv cu Adina Pintilie și ne-am întâlnit la... A fost o masă în cerc restrâns în care am avut onoarea și plăcerea și norocul să stau lângă Wim Wenders. Apropo de întâlnirile fericite și am stat două ore la masă cu Wim Wenders povestind despre estetică cinematografică în primul rând. Și despre înger. Despre faptul că el, tata fiind fotograf, el a făcut Sarea Pământului cu unul dintre cei mai mari fotografi din lume și atunci am avut niște subiecte, adică în momentul când am început să vorbesc despre fotografie, s-a întors așa foarte curios din cei toți 72 de ani ai lui, s-a întors și am început o discuție despre estetică foarte, foarte frumos și a zis că la sfârșitul discuției era atât juriu, de... Sau avea? Nu, avea o prezentare acolo în masterclass. Uh-huh. Și mi-a spus că sunt rari oamenii de tinerețea mea pe care să-i preocupe atât de mult felul de a filma și că mai bine să mă împuște că o să mă chinui toată viața încercând să filmez ceva și am făcut o poză împreună în care Wim Wenders mă împușcă liniște, a zis nu te mai chinui, lasă, nu mai e timpul, nu mai sunt anii la care să te chinui ani de zile pentru un film. Zic, domne, eu cred că se poate. Și a fost la vizionare? Nu, că asta stătea doar, asta cred că 2 sau 3 zile, doar că întâmplarea a făcut și a fost foarte... Am văzut că ai făcut și un calcul matematic, ce se întâmpla când erai tu la grădiniță. Da, când eram eu, când mă pregăteam să încep școala și eram la grădiniță, el lua premiul la Cannes cu Paris, Texas. Nici mai mult, nici mai puțin. Nici mai mult, nici mai puțin. După care, cred că când eram în facultate, deja când făceam masteratul, vedeam toate bucățile din Chacanson Cinema și mă gândeam ce idee poate să aibă, cred că a fost ideea lui Gilles Jacob, dacă nu mă înșel, da, exact. În care a adunat spuma și ce idei, cum poți să faci o chestiune care să rămână. Și când tata mai avea un pic și făcea 70 de ani, el făcea
Sarea Pământului. Când eu am plecat în Anglia, el făcea Buena Vista. A, da, mă, că te-ai uitat așa bine. Da, da, pentru că Buena Vista l-am, tata, eu am avut, atunci erau încă, funcționau CD-urile și nu știu ce, și tata a zis, te rog să-mi cumperi, și mi-a dat o listă cu cer de obicei copiii o listă cu sau... Tata mi-a dat o listă să mă duc la Virgin și să-i cumpăr o listă de CD-uri cu Ruben Gonzales, cu mai erau ăștia din Buena Vista pe care i-a adus el, cu Kuder pe care i-a adus în Olanda. Și de-aia mi-a rămas filmul, l-am văzut de... Și care știi că au fost și în România. Au fost și în România, au fost și în România, da. Chiar pe Bătrâncu puțin înainte să stingă, da. Și nici nu știu dacă cei de la Romană știu, dar am văzut, am făcut o poză, există o simigerie la Romană. Așa. Cred că săracul, nu știu cum, unul din Buena Vista, i-au pus o poză acolo, e o poză cu un bătrân, cu, cred că cu Ibrahim Ferrer. Aha. La Romană, chiar în colț vis-a-vis de coloane, la o pateuri, e o poză cu Ibrahim Ferrer. Mă întreb dacă Ibrahim Ferrer știe, sau oamenii care se uită la simigeria aia știu că ăla e Ibrahim Ferrer. E, uite, acum am aflat. Acum am aflat, ceea da. Ceea ce nu e rău deloc. Pentru că am vorbit mult despre ai tăi, vreau să știu și cum e o colaborare din asta, pentru că ai făcut Meda și o parte din scurtmetraje, le-ai făcut în colaborare cu Miruna Berescu, care da. E producătorul tău. Cum funcționează? Funcționează așa în familie sau mai puțin? Bine, noi avem nenumărate exemple așa, hollywoodiene, dar mă întreb cum e aici, pe malul Dâmboviței. Păi, din punctul meu de vedere, doar așa poate. Sau Dunării. Doar așa poate funcționa, pentru că din păcate pentru partenerul meu de viață sau pentru, și pentru mine în unele momente, în momentul în care iau startul, adică m-am plecat, nu pot să fac nimic altceva timp de 18 ore pe zi cât sunt treaz și restul de 4 sau 5 le dorm. Știi că Popolanski l-a întrebat chestia asta, ce se întâmplă, ce e mai ușor, zice, să joace în film sau să fii bărbatul ei acasă, și ce întrebare puteți să spune. Normal că mult mai complicat este să fii bărbatul ei. Da, da, e foarte, da. Pentru că eu nu pot să vorbesc despre nimic altceva, nu am gândul la altceva și atunci tot ce în cap trebuie să iasă într-o formă sau alta. Și la un moment dat cred că devine foarte obositor pentru... Da, pentru... dar a fost o întâlnire fericită, adică inclusiv profesională, pentru că îți trebuie foarte multă răbdare. Îți trebuie foarte multă răbdare, iar slavă Domnului am numerit un om cu foarte multă răbdare, pentru că recunosc că nu sunt cel mai plăcut. Ne dormim nopțile, întotdeauna când o aud că se trezește dimineața, la semnul meu că trebuie să mă duc la culcare, că am stat destul prinzându-mă, adică mă prinde scrisul și mă prind modificările și toate lucrurile astea, încât aud ușile prin casă ca așa, și e semnul, mai ales iarna când se întunecă, se luminează foarte târziu, atunci e semnul că ar trebui să mă duc naibii să mă culc pe la 7 dimineața, iar când mă trezesc după 3 ore de somn, nu sunt cea mai plăcută persoană. Vreau să spun că la Berlin acum am făcut niște interviuri pentru un serial nou care se cheamă Terror și care o să intre pe AMC, pe canalul american, și acolo am descoperit că există o meserie care se cheamă showrunner și eu am vrut să știu ce înseamnă acest showrunner. Este exact ce face Miruna, de altfel, pentru că e mai mult decât producătorul și mi-au explicat, vezi că putem să o upgradăm așa, măcar asta. Pentru că este nu numai cel care caută banii, nu numai cel care caută de multe ori, inclusiv locațiile, care încearcă să-i împace pe actor când se ceartă, care încearcă să-l liniștească, să fie și un fel de psihanalist pentru tot cei... Deci a bifat tot ce ai spus acum, a bifat. Deci de acum înainte te rog frumos să-i spui showrunner. A bifat. Pentru că și într-adevăr ea ține frâne. Recunosc că nu puteam să... Am avut... e un film pe care l-am făcut doar cu prieteni și pe care nu l-aș fi putut scoate la capăt fără ea. Meda, care a fost inițial un scurtmetraj. Prima dată a fost un lungmetraj, după care, neștiind, fiind un fric, așa cum îți mărturiseam în afara camerelor, așa?
Nu știam cum vreau să-l filmez, nu știam felul în care ar trebui să filmez. Și atunci am scos o secvență, uh-huh, am rescris-o, m-am dus cu ea la Adrian Sitaru. Iar ai făcut un spin-off, că și prima dată cu, da, spovedania, de fapt, exact, un spin-off. Exact, am scos o secvență din Medalung, deci inițial am scris Medalung, uh-huh, după care am scos o secvență din el, m-am dus cu ea, l-am rescris-o puțin, m-am dus cu ea la Sitaru și a zis, hai să încercăm, hai să-l filmăm. Uh-huh. L-am filmat, am văzut ce a ieșit și mi-am dat seama cum... Sigur cum nu vreau să filmez lungul. Deci nu, că nu vreau să vă trepied în film. Adică în momentul în care am văzut estetica observațională și formele, când mi-am dat seama de cum ar trebui să filmez filmul lung. Și... Deci a fost o pregătire mai mult decât a fost creativă. A fost o pregătire. Filmul ăsta l-am pregătit peste 4 ani. Am avut o poveste foarte interesantă. Eu scrisesem alt film de debut pe care cred că îl știi foarte bine, la care am renunțat pentru că cred că era mort din fașă. A fost o întâmplare. Pentru că era o coincidență din noi, erau inimi cicatrizate. Exact, era o coincidență. Amândoi am scris la fel cum s-a întâmplat lui Dan cu Cristi Pui. Mie mi s-a întâmplat cu Radu Jude și am zis că n-are sens. Ceea ce a aprobat și Dan după aia. N-are sens să scot același film, eu fiind un debutant, Radu Jude fiind Radu Jude. Și atunci am spus nu, ok. Am avut, mi-a luat o lună de zile în care am simțit că mă mor și reînvii. A fost și showrunner-ul a stat pe lângă tine și m-a oblojit. Iadul pe pământ a fost. Iadul pe pământ a fost luna aia și pe urmă am luat decizia că e mai bine să-l îngrop. Și copilul pe care îl născusem în 8-9 luni de zile de scris, l-am îngropat în cuptor într-un sertar și m-am apucat de la zero de scris altceva. Și ai chemat unul din preoții din aniversarea. Da, a fost mult, dar până la urmă toate lucrurile spre bine, pentru că la un moment dat o să-l fac. Uh-huh. E bine pus acolo unde e. Și acum, în afară de cel de la HBO, unde ce rol ai? Știi evident deja? Un procuror, un avocat rău. Cred că tenorul baroului un avocat rău. Și la Dan Chișu, care face un film despre cele întâmplate la Muzeul Țăranului în prima fază. În prima etapă, cu The Kids Are Alright. Asta era un fel de remake al primei, așa. Dan începe asta acum niște... Asta cu 120 de bătăi pe mine, care de altfel a ras toate primile la Cezaruri anul ăsta, între altele pe lângă Canul precedent, așa. A fost, să încep acum la Dan în mai sau în iunie, la noului film. Jandarmul, și acolo tot așa un om rău care nu-mi dau seama de ce ne-am dus acolo. Dar mi-e place. Eu totdeauna mă înconjor de foarte mulți directori de imagine pe lângă. Da, n-am nicio fată în afară de Alexandru, producătoare. Mie oamenii... Eu zic, Doamne, vine rău ăla, ia să vedem așa, să supraviețuim. Da. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu Dan și chiar de-abia aștept să începem repetițiile. Și sunt în pregătire cu al doilea film. Cu care ai depus. Suntem în discuții cu, adică nu eu, Miruna e în discuții cu oamenii din străinătate, pentru că ea acum, după cum bine ziceai, ea e showrunner-ul acolo, așa. Trage... E răsplătit, adică da. La final, sigur că da. La final, da, și de fapt la final suntem, dacă dă Dumnezeu, suntem răsplătiți cu toții, pentru că cred că să ai 3 minute în care ochii cinematografiei din Europa să fie ațintiți asupra ta într-o competiție mare, cred că este o răsplată pe care, dacă ai ghinion, se poate întâmpla, nu se poate să nu se întâmple niciodată. Dacă ai un noroc mic, se poate întâmpla doar singură dată. Sau altfel se poate întâmpla în funcție de votamentul, de puterea, de chinul pe care vrei să ți-l asumi și numai de el, Ne întoarcem la chestionar. Bun. Cum spuneam, am un chestionar care e format din literele de la Happy, deci Chimera ta. Care este Chimera ta? Chimera mea este...
să ajung să am un buget, atâția bani încât să pot să am o finanțare pentru un film, încât să pot opri actorii din orice lucru în afara familiei lor fac. Deci din orice tip de chestie pe care o trăiești în România, în care am o mică repetiție acolo și mai am un pic și un spectacoleț și pe urmă mai am și o înregistrare scurtă. O voce de pus și mai trag repede un spot și mâine am o singură reclamă, dar mai mult de 6 ore, nu durează și... uite, mi-aș dori să reușesc să am o finanțare în care să-i spun ce faci tu 6 luni de acum încolo? Câți bani vrei tu să fii al meu timp de 6 luni. Și să pot să mă opresc 7-8 actori pentru un film, să stau cu ei. Am probat lucrul ăsta, o replică pe care dacă luăm un text acum și îl spunem amândoi, dacă stăm împreună 40 de zile undeva departe de civilizație, de lumea dezlănțuită, da, replica aia o să fie după 40 de zile cu totul. Ce se vede în ochii noștri va fi altfel. E totul schimbat și atunci mi-aș dori să ajung să filmez ceva cândva cu niște actori pe care să-i Amor. Amorul sunt... O definiție ce vrei tu, nu știu. Păi am pe același palier amorul pentru omul de lângă mine, Miruna, care mă susține necondițional și pentru care aș face... Și pe care ai cerut-o de soție, da? După un spectacol la Palatul Copiilor. Am amorul pentru cinema, pentru film, la care este profesia mea, la care tot așa nu le pot rupe una de alta. Deci cam bigam, aș zice, deocamdată. Trigam, cam și amorul pentru copilul meu, la care nu, de la astea trei nu pot... Mi-e foarte greu să faci o ierarhie. Greu să fac o ierarhie la chestia asta. Profesorul preferat. Am o listă. Exemplul meu de profesorat este profesorul meu Gelu Colceag, care este sprijinul elevului, în care sunt lucruri pe care nu pot să le spun. Mie Colceag m-a amânat licența. M-a scos din spectacole în care eram la Casandra, când eu am intrat în anul 3 la Liviu Ciulei la Bulandra și aveam spectacole pentru Casandra, unde aveam vreo 7 spectacole, 3 la clasă și 4 la regie. Vezi, Colceag, te duci și dormi lângă domnul Ciulei de dimineață până seara, dă-l naibii cu spectacolele voastre de copii. Adică m-a trimis tot timpul înspre a face, înspre a te duce, înspre a porni și a-ți deschide aripile. Exemplul de profesorat este prietenul meu, Adrian Titien, care are un soi de relație cu elevii și un soi de lucru pentru... Toată lumea să știe că numai pe el îl citesc, de ce aș vrea să... Mă bucur pentru, că am citat pentru, și pe altcineva, da? Pentru adevăr, în care tipul de relație pe care o cultivi cu studentul, care se vede peste 10 ani, peste 20 de ani, cum te raportezi la chestia asta. Spun foarte sincer că după ce am făcut interviu cu el, mi-aș fi dorit să-i fi fost vreodată studentă sau să am un profesor de calibru ăsta categoric. Domnul Toboșaru, care mi-a fost coordonatorul de doctorat, Dumnezeu să-l odihnească pe Sir Toby, care, de la care îmi dădeam seama că cu cât citești mai mult, cu cât că sunt lucruri pe care universitarii nu poate să le spun așa, și în momentul în care îi dădeam o lucrare scrisă de mine și el mi-o trimitea înapoi, mă simțeam paradoxal foarte prost și foarte deștept în același timp, pentru că el transforma lucrarea în ceva ce ziceam, băi, asta e lucrarea mea? Adică Sir Toby făcea totul să pare atât de frumos, avea orice, vreau să scriu despre scenarii, și el îmi spunea, dragă Emis, se cheamă structuri narrative, structuri dramaturgice, să transforma totul în ceva atât de frumos. Domnul Ceaușu, pe care iar Dumnezeu să-l odihnească, de la care după discuții pe care le aveai cu el în Papion, nu neapărat la școală, te lua la școală în Papion la o cafea și vorbeai despre sistemele axiologice în care îți dădeai seama de
de poziționarea unui om care doctor honoris causa, cine era el, uriaș, și felul în care reușea să vorbească cu un student, făcându-l să se simtă egalul lui, ăla este într-adevăr o mare vocație de dascăl. Gata, e ca la, da, ca la musulman, exact, ne oprim. Da. Așa, mai departe. Povestea de dragoste preferată dintr-un film de data asta? Sau un film pe care l-ai vedea oricând? Să nu spui Sandokan, dacă s-a pus. Nu. și nici petrecere. Nu că într-o poveste de dragoste e o comedie. Deși tu ești foarte bun pe comedie, continui să spun chestia ta. Aia cu cartofii prăjiți și cu cola este filmul meu. Aș oscilez între Nader și Simin. Așa, și iranianul. Ozu între povestea tatălui Tokyo Story, care pe care pe mine e un film la care m-aș uita în continuu, pe aici între astea două și bucăți din Beautiful, mici bucăți. Majoritatea se raportează la relația părinți-copii, cred că este psihanaliza, cum se cheamă. Că tot ai fost tu la prima ediție. Cred că este un soi de iubire care cred că are mult mai multe valențe decât între iubirea între doi soți. Acolo adulterul sau iubirea concretă cam sunt cred că sunt valențe puține. La părinți cu copii, tipul de sacrificiu, tipul de implicare, tipul de educație și de dezvoltare, tipul de răspundere pe care l-ai pentru copil, pentru ce va fi el să devină, cred că are niște implicații pe care deocamdată încă nu le-am descoperit copilul meu, având de-abia 8 ani. Tu ai fetița ta, dar existești fetița Mirunei. Și fetița Mirunei sunt Ingrid, și acolo sunt și acolo sunt filme, da. Sunt alte, da. Sunt fii mea nu vrea să facă actriță, ea nu am a întrebat-o. Am întrebat-o pentru că mi-ar plăcea. A fost de curând. Da. Mi-ar plăcea să Izescu, că și-a luat și băiatul și fata și fata a căzut la montaj, știi, și a rămas numai băiatul, știi, așa și tu acum, da. Și Ingrid a căzut la montaj. Și, suferința unui copil care cade la montaj este și mai mare decât a unui adult cu toate orgolile din lume. Orice. Exact. Da, orice. Și Y-ul. Vreau un Y. Da. O necunoscută. A mea? A ta. Ce aștepți? Aștepți o necunoscută. În ce direcție să vină? Ceva la care nu te așteptai pentru nimic. Să nu-ți spui un Oscar, dacă se poate. Oscarul pentru mine, nu știu de ce, paradoxal, am avut discuția asta cu... Nu, Oscarul, am senzația că e o gală și cred că e o chestie... Și în care oricum cred că filmul în limba străină nu este foarte... Și oricum cinematografia de peste ocean, eu sunt foarte rezervat lumină, acolo. Dar lumea își dorește așa. Nu, dar nu, am glumit când am spus asta. Y-ul, o necunoscută. Documentarul pe niște continente cu limite ale corpului omenesc. Ce făcea... Am scris un documentar anul trecut pe care aș vrea să... Adică intenționez să-l fac în Delta, în niște condiții tot legat de copii, faptul că dacă îngheață Dunărea, lor li se dau acolo alimente cu elicopterul, adică sare, făină, ulei, ce se întâmplă cu cea mai nordică pădure subtropicală de pe planetă, care este pădurea Letea, și la noi în țară, și nu-mi dau seama câți oameni o știu. Condiții extreme, ce se întâmplă, ce faci iarna acolo când vezi 40 de coioți că vin spre tine la minus 20 de grade, și adică niște condiții extreme de documentar. Aici, asta e o necunoscută pe care nu știu cum aș putea să o gestionez. Da, exact. Nu știu cum aș putea să o gestionez sau de unde să încep. Sper să fii suficient de happy să reușești să faci și asta. Îți mulțumim tare mult. Dați-vă bine la el, că dacă faceți documentarul ăsta, vreo 7 ani, sigur, stă doar în Delta și ia buletin de tulce.